nu privați copiii de a veni la adunare. Veniți împreună cu ei, motivații, dați-le aceea bucurie că mergem la casa Domnului și bucuria lor emană din bucuria dumneavoastră. Cum vi se pare să vină copilul tău la biserică marțiara, să cânte în adunare, să fie implicat, să vină cu Biblia, să ia notițe la predică, dar tu ca tată, marți, joi, vineri, alte și nu ești prezent. Hai poate vii duminică măcar la unul din programe. Cum vi se pare, dragii mei, când tu îi spui, mă, du-te la biserică, e foarte bine. Dacă e bine, tu de ce nu vii la biserică? Trist este că unii spun, ce să-mi indoctrineze biserica, să-mi învețe păstorul, să-mi învețe cu tare așa fanatismul lui, nu-i problemă. Lasă-ți învețe ceilalți, du-l afară, ți-l vor indoctrina alții, că ascultați-mă bine, oricum cineva îl modelează. Oricum cineva scrie în inima lui cu cerneală nevăzută, oricum cineva pe sufletul lui își pune amprenta și dacă nu-i cine este bun, vor fi alții care stau la rând gata cu pledoarie, doar să le dai copilul pe mână. Preamărit să fie domnul. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, când ne gândim la persoana Domnului Isus Hristos și când vorbim despre Mântuitorul, care ar fi calitățile sau cuvintele care ne-am gândit că ar fi cele mai potrivite să descrie persoana și caracterul său? Cum am înțelege noi persoana Domnului Isus Hristos? Mă gândesc că aceste cuvinte care le voi spune ar fi cele mai potrivite. De bună oară am putea spune că Domnul Iisus Hristos este plin de bunătate, reprezintă îngăduință, iertare, milă, reprezintă dragoste, ajutor, bunăvoință, sacrificiu. Aceste calități ar reprezenta tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și sigur nu sunt de ajunse cuvinte ca să descriem ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Aceste cuvinte reprezintă, descriu, caracterul Domnului Isus Hristos. Dar când vorbim despre Domnul Isus Hristos, probabil ultimul cuvânt care ne-ar veni în mintea noastră ar fi cuvântul mânie, cuvântul supărare. Aceste cuvinte parcă nu fac sens puse alături de persoana Domnului Isus Hristos. Domnul se bucură, Domnul este bun, Domnul este îndurător, este milostiv. Aceste calități întotdeauna le-am asociat cu persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Dar privind la Domnul Isus în Evanghelie, cuvântul mânie parcă nu face sens, nu se aseamănă aceste, aceste două, cuvântul mânie și persoana Domnului Isus. Desigur, singura apariție în Noul Testament în care numele Domnului Isus este asociat cu ideea de mânie, este în textul de față. Ne spune Sfânta Scriptură că Isus s-a mâniat. Dacă veți citi în Evanghelii, până și când a intrat în Templu și a curățat Templu vis a -vis de cei care făceau negustorie, nu scrie niciun calificativ. Nu ne spunem că s-a mâniat, că s-a supărat, că s-a grăbit, atât spune că a răsturnat mesele. A făcut curat și a spus, casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile. În schimb, dragii mei, nu prezintă acest aspect de mânie. Singura dată când observăm că Isus s-a mâniat, este în pasajul de față când vorbim despre binecuvântarea copiilor. Am citit mai devreme pasajul acesta, am cu fratele Onii mai devreme vis-a-vis -vis de ce ar vrea să predice în ziua de azi sau pasajul și îmi spunea că era acest pasaj. Am mai vorbit de mai multe ori din acest pasaj la binecuvântări, dar recitindu-l încă mi-a sărit în vedere acest cuvânt mâniat. Și am vrut să mă uit un picut să înțeleg și găsim, dragii mei, că nici în Evanghelie nu mai găsim că Isus a mâniat afară de acest singur incident. Când ne uităm la original, cuvântul mâniat ar mai putea fi explicat prin cuvântul indignare, care, într-o traducere, ar putea însemna astfel o revoltă sufletească, amestecată cu amărăciune, mânie și dispreț, provocată de o faptă nedemnă, nedreaptă sau rușinoasă. Din cauza unei situații neplăcute, este o reacție sentimentală de supărare profundă care se arată vis, -vis de ceea ce s-a întâmplat. Aceasta a fost situația în momentul când copilașii a fost aduși la Domnul Isus Hristos, iar ucenicii i-au oprit să vină la El. S-ar pune o întrebare, de ce s-a mâniat Domnul Isus? De ce ar fi fost justificată această reacție din partea Domnului Isus Hristos? Sigur, am putea să spunem că cel mai pragmatic este vorba, dragii mei, de faptul că Isus Hristos nu permite ca nimeni să fie oprit să vină la El oricine ar căuta să vină la Domnul, are dreptul să vină la Isus Hristos. Pe nimeni n-a întors Hristos înapoi și pe nimeni n-a alungat. Oricine ar fi, oricât de căzut ar fi, în orice stare ar fi, Isus Hristos încă mai primește mărit să fie în numele Domnului. Pentru noi a fost un exemplu frumos această dragostea Lui Dumnezeu privind la situația care o prezentasem încă de la început. O persoană la 79 de ani, vorbisem cu sora Cornelia Cealma, căsătoriți de 55 de ani și de la începutul căsniciei, zicea dumnea ei, n-a fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu, care l-a căutat pe Dumnezeu, ba încă precum sunt oamenii care trăiesc în lume cu fel de fel de lupte. În schimb, Dumnezeu a așteptat acest bărbat 79 de ani. Iar într-un moment critic al vieții sale, Dumnezeu prin Duhul Sfânt l-a cercetat și i-a dat mântuirea că se Dumnezeul care cheamă și încă mântuie lăudat să fie în numele Domnului. Oricine ai fi, oricât de căzut ai fi, oricât de departe ai fi, nu este om care să vrea să vină la Domnul și Domnul Iisus Hristos să nu-L primească. De aceea a vis pentru noi toți ceilalți, nu care cumva să ne găsim noi, fiind persoanele care închidem ușa mântuirii pentru cineva. Oricine ar fi, întotdeauna mai este har, mai este o șansă, mai este îndurare. Sângele lui Isus Hristos încă mai artă, prea mărit să fie Domnul. Dar, dragii mei, desigur, când vorbim despre aspectul copilașilor, parcă aici reacția este și mai justificată. Și vom vedea mai târziu de ce. Mă uit la ucenicii Domnului Iisus Hristos, care priviau la tot ceea ce se întâmpla în jurul Domnului Iisus. Au văzut minuni, eliberări, vindecări, au văzut mâncarea mulțită, și privind la toate aceste lucruri, în mintea lor s-a născut o întrebare. Oare nu cumva va veni acum împărăția lui Israel? El sigur este Mesia, sigur se instaurează acum împărăția și noi vom fi miniștrii Lui. De aceea chiar mai devreme, în Marcu, în capitolul 9, între ei s-a iscat o ceartă, cine este cel mai mare, pentru că vroiau să știe că între miniștrii, trebuie să fie și un prim-ministru. Are țara președinte, dar prim-ministru e un om important și vreau să vadă care este mai important dintre ei. Deja vedeau cum aveau să vină toate neamurile la Ierusalim, cum ei împreună cu Domnul vor fi miniștrii care vor sta lângă el și ei vor direcționa pe fiecare unde va veni, unde va sta. Deja le vedeau pe toate. Și când în momentul acestei visări cu ochii deschiși privesc la ceea ce are numai decât să se întâmple, apar niște oameni cu copilașii lor și ucinicii oarecum acum și fonați se uită la, el și, la ei și spun dar voi n aveți loc la Iisus Hristos, nu-i loc de voi. Isus acesta vindecă bolnavii, învie morții, dă mâncare la bărbații gata de luptă. Iisus acesta va fi un revoluționar, va fi împăratul nostru, n-are timp de niște copilași. Și Biblia spune că Iisus s-a mâniat. Prima dată când ne spune Sfânta Scriptură că Iisus s-a mâniat. Și întrebarea se pune de ce se mânie Domnul Isus Hristos. Aș intitula mesajul, dragii mei, un lucru care îl mânie pe Dumnezeu. În momentul când oprim copiii să vină la Isus, oprim copiii să vină la Dumnezeu, acest lucru îl mânie pe Dumnezeu. Sigur, păcatele îl mânie pe Dumnezeu, răzvrătirea al mânie pe Dumnezeu, dar mă reîntorc, cine se căiește, cine se pocăiește, Dumnezeu în lui poate ierta, Dumnezeu îi îndelung răbdător, mărit să fie numele. Dar în momentul când oprim copiii să vină la Domnul Isus, Domnul Isus se mânie. Și mi-am pus o întrebare. Cum ar fi posibil să oprim copiii să vină la Isus. Am ascultat mesajul fratelui Oni și m-am bucurat de ideile care până aici le-a prezentat Domnul să-l binecuvânteze. În schimb, aș vrea să privim un pic mai departe la câteva situații care în viața practică s-ar putea să ne facă să oprească pe copii să vină la Domnul Isus. În primul rând, dragii mei, și cel mai exact, cel mai direct, putem opri să vină copiii la Isus în momentul când. Nu i acceptăm să vină în familia noastră. Va trebui să ne reamintim de acest adevăr. Îi putem opri să vină la Isus când nu le permitem să intre în familia noastră. În Proverbe, capitolul 8, cu versetul 31, ni se spune un lucru interesant despre ceea ce Biblia prefigura a fi înțelepciunea. Când, în capitolul 8, ni se spune despre înțelepciune, că a fost prima din lucrările Domnului și a fost agentul care a fost prezent în creație, această sintagmă, înțelepciunea, îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos. Și acum auziți ce spune despre Domnul, înțeleptul Solomon, profetic vorbind. Hai să Versetul 29. Când au pus hotare mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temelie pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe protocolul pământului său. Și acum auziți, atenți! Și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Proiectul acesta a familiei, a omenirii, a aparținut lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, dragi creștini, nu suntem aici din cauza unei evoluții spontane. Dacă ar fi să intrăm doar un picuț în aspectul științei, să vorbim despre aspectul științei, vreau să vă spun că știința este categorică. Lumea în care noi trăim nu poate intra în existență prin evoluție spontană printr-un accident cosmic. S-a documentat și s-a dovedit științific că nu se poate. Șansele ca să înceapă lumea de la nimic, sau cel puțin șansele ca să apară o singură genă organică în Universul acesta, sunt 1 la 10 la 600, adică un 10 cu 600 de zerouri după el. Dragii mei, vreau să vă spun că științific vorbind este o imposibilitate ca să apară această creație doar de la sine. În spatele întregii lucrări care se vede și chiar care nu se vede, stă mâna unui Dumnezeu creator atotputernic. Un Dumnezeu care toate le coordonează și un Dumnezeu care este stăpân peste toate. Pentru care biserica în această seară spune împreună prea să fie Dumnezeu. Dragii mei, acesta Dumnezeul care a făcut toate lucrurile. Și omenirea a fost planul lui Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Sintagma noastră nu prezintă mai mulți Dumnezei. Este un singur Dumnezeu prezentat în Sfânta Scriptură, dar întreit în trei persoane și Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, având comuniune în sine, cu autosuficiență, neavând nevoie de nimic, a decis Dumnezeirea să facem om după chipul și asemănarea noastră, să stăpânească peste pământ. Și în momentul când omul este creat, Dumnezeu suveranul decretează, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Familia este proiectul lui Dumnezeu. Venirea copiilor în familie este planul lui Dumnezeu. Și noi putem să oprim copiii să vină la Isus când spunem nu avem nevoie de copii. Sau cel puțin acum nu avem nevoie de copii. La ora actuală ne-ar încurca dacă ar veni un copil. Planurile noastre, proiectele de viitor sunt de așa natură încât dacă ar fi un copil, doi, ar fi foarte dificil pentru noi. Mai bine să vină un copil când se va putea, și această atitudine blochează venirea copiilor în familiile noastre. Desigur, acum am putea vorbi despre mecanica care oamenii o folosesc. Și vreau să vă spun, până în anul 1960, la Revoluția Sexuală, nici nu se vorbea despre așa ceva, nici nu se cunoștea oarecum despre așa ceva. Și, dragii mei, vorbim acum despre o explozie a unei imoralități care a dus oamenii într-o stare în care au văzut copiii pur și simplu ca o pacoste și ca o problemă. Se spune că a crește un copil până la 18 ani necesită undeva între 180-200 de mii de dolari. Și cineva va spune, cine are banii aceia? Să crești un copil? Da mai să crești 2 sau 3 sau 5 sau 10? Asta e o sumă colosală, eu nu sunt multimilionar. Și dacă nu-mi permit, nu-i am. E, dragii mei, putem să oprim să vină copiii la Isus în momentul când nu-i primim să vină în familia noastră. Dacă lumea de afară vede copiii ca o pacoste, ca o problemă, ca să nu mai vorbim acum despre această ciumă reală care se numește avortul, să omori copilul în cel mai sigur loc în care Dumnezeu l-a creat pentru el, în locul în care este cea mai mare siguranță să omori voit un copil, asta este o crimă. Și vreau să vă spun că niciodată nu s-a făcut lumea vinovată de atâtea crime cât se face în vremea în care noi trăim. Ei, dragii mei, putem să-i oprim să vină la Domnul că spunem, nu avem nevoie de ei. Dacă cei de afară nu au nevoie, mi-aș dori ca Biserica lui Dumnezeu să înțeleagă că Dumnezeu iubește copilașii și că familia este binecuvântată prin copiii care vin. Isaia spune, iată eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu suntem niște minuni. Mare lucru să accepti planul lui Dumnezeu. Mă rog pentru toate familiile tinere, desigur, și cei care încă mai sunt în aceea situație să poată să primească acest plan din partea lui Dumnezeu, Doamne ajută. În al doilea rând, dragii mei, putem să oprim copiii să vină la Domnul Isus Hristos în momentul când îi privăm de Biserica lui Dumnezeu. În momentul când noi ca și părinți îi privăm de biserică, oprim să vină copiii la Isus și ascultați-mă bine, Isus se mânie că se întâmplă așa ceva. Ne spune în Cartea Evrei, în capitolul 10, Hai să începem de la versetul 24. Și să observați, dragii mei, cine învață apostolul care scrie cartea către evrei, explicând despre relația noastră cu Biserica. Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Suntem chemați comunitar să lucrăm împreună, să ne îndemnăm să lucrăm pentru Dumnezeu. Și acum ni se dă contextul. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și acum apare un verset care este numit verset clauză de amenințare, de avertizare, care pe mulți îi sperie, spunând astfel, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcate, ci dar o așteptare înfricoșată a judecății și vă paia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și unii întreabă, care este păcatul ăsta cu voia? Că Doamne fel să-l facă careva că se pare că de la el nu mai este scăpare. Care e păcatul ăsta cu voia? Dar dacă îl dezlipim de context, e o mare problemă că cine spune astfel... Căci dacă. Cuvântul, căci este un cuvânt de legătură, leagă ceva de mai devreme. Și mai devreme Apostolul spune: Dacă părăsim adunarea noastră, este o problemă. Și mai tristuni au încă obicei să facă aceasta. În momentul când privesc copilul de la biserică, îl duci departe de fața Domnului Isus Hristos. Dar, frate, toți avem Biblia acasă, dar toți avem internet, dar toți ascultăm muzică creștină. Ascultați-mă foarte bine. Când Dumnezeu a creat familia, i-a creat niște parametri specifici și doar în acei parametri există familie. Dacă demontăm elementele specifice de la familie, vreau să vă spun că distrugem familia. De bună oară, familia fără comunicare, fără sentimentalitate. Fără legătura aceasta firească dintre cei doi, familia fără aceste lucruri se autodistruge. Sunt elementele făcute de Dumnezeu. Similar când Dumnezeu a instituit biserica, familia sa, i-a creat niște parametri concreți, dragii mei. Și vreau să vă spun că un creștin care nu vine la biserică, nu poate rămâne un creștin autentic și în viață. În timp își pierde esența. Afară de cazuri de extremă, o boală care ia pe cineva departe, cineva închis în închisoare, unde Dumnezeu prin Duhul Sfânt păstrează și ajută persoana aceea avem nevoie unii de alții. Și în momentul când eu zic, eu n-am chef să vin la biserică. Eu nu vreau să vin la biserică. Inevitabil, copilul meu de 2, 3, 4, 5, 10 ani, 15 ani. Nu poate veni fără mine, că nu conduce, nu are mașină, nu are resursele mele. El are nevoie de mine ca să vină la casa lui Dumnezeu. Și în momentul când eu nu mai vin la biserică, când îl privesc de biserică, în momentul acela, eu mă interpun între El și Domnul Isus Hristos. Ascultați-mă bine, Domnul Isus se mânie pe astfel de situații. Sunt chemat ca și părinte să mă îndemn copiii și familia să venim totdeauna la casa lui Dumnezeu. Când ajungem la casa Domnului, este un accident, este o situație ieșită din comun. Uite, tata se simte rău, mama se simte rău, e o situație. Dar, dragii mei, obișnuința este să venim împreună în casa lui Dumnezeu. Avem nevoie unii de alții. Nu vă pun să ridicați mâna, să vă întreb câți ați fost vineri seara. Dar parcă v-aș mai pune să ridicați mâna. Cei care ați fost vineri seara v-aș întreba v-ați bucurat în Duhul Sfânt, dragii mei? Ne-am bucurat de niște momente speciale de părtășie în care Dumnezeu ne-a dat har încântare Prin mesajele care le-a trimis Dumnezeu profetice, ne-a avertizat, ne-a învățat. Prin cuvântul Evangheliei predicat, ne-a dat tărie și ne-a ajutat. Toate aceste momente speciale au lucrat la zidirea noastră sufletească. Ei, dragii mei, cum ar fi arătat weekendul acesta dacă n-am fi venit vineri la adunare. Noi care am venit azi dimineața, am venit cu bucuria rămasă de vineri seara, că așa de frumos a fost, parcă mai vrea și ne-am bucurat iară să vim la casa Domnului și încă de dimineață, în rugăciune, apoi în cântări, în momentele frumoase, în sfaturile Duhului Sfânt, la masa Domnului. În această seară, ce frumos a fost în diversitatea unei slujbe la adunare, dragii mei, avem nevoie să venim la casa lui Dumnezeu. De aceea, dragi părinți, nu privați copiii de a veni la adunare. Veniți împreună cu ei, motivații, dați-le acea bucurie că mergem la casa Domnului și bucuria lor emană din bucuria dumneavoastră. Că dacă eu mă duc la biserică cu lehamite, hai mă, să mergem la biserică, el va veni ca și mine, sta absent ca și mine, se uite pe pereți ca și mine. Dar dacă eu îi spun, mergem la biserică, o să fie frumos, o să cântăm, o să ne rugăm, o să fie minunat de seară, el vine cu aceeași dorință, ca la biserică e frumos. Oameni buni, Iisus se mânie când oprim copiii să vină la el și putem opri în momentul când îi privăm de la biserică. În al treilea rând, Putem să oprim copiii să vină la Domnul Isus Hristos în momentul când îi privăm de viața spirituală? Nu doar de aspectul bisericii, dar și de aspectul vieții spirituale. Dragii mei, noi suntem chemați să le creăm un cadru, un context în care ei pot să crească spiritual. Și m-aș întoarce în Vechiul Testament ca să observăm împreună un exemplu din viața unei familii care avusese mari probleme în capitolul acesta, măcar că era o, bise o familie foarte bisericoasă, ne spune în 1 Samuel, în capitolul 2, despre familia preotului Eli era marele preot din Israel la vremea aceea. Și copiii săi însă erau preoți și veneau la templu, la casa lui Dumnezeu, la cortul întâlnirii. Erau prezenți pentru slujbă. Dar în viața acestor oameni se remarcă o problemă și se pare că pornește mai devreme din partea tatălui lor. Ne spune în Samuel 2 cu 22. El era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul, a aflat că se culca cu femeile care sugeau la afară la ușa cortului întâlnirii. El a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Și acum ascultați-mă, căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Dați copiii tăi. Ai nevoie să spună alții despre ei? Dar tu nu i-ai observat, tu nu i-ai văzut? Tu n-ai fost prezent în viața lor, atât de absent ești încât nu-ți dai seama ce se întâmplă cu ei, au de la toți oamenii de prin prejur că sunt probleme cu voi. Ca mai apoi când vine prorocul din partea Domnului, spune astfel, cum se face, versetul 29, că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din roade luate toate darurile poporului meu din Israel. Dragii mei, cum se face că tu mai mult pui preț pe viața aceasta, pe relația voastră, pe planurile voastre, decât pe rânduia la care Dumnezeu o vrea în casa voastră? Îi oprim să vină la Isus când îi privăm de o viață spirituală. Îi bine că venim la biserică, trebuie, Doamne ajută! Dar știți că nu doar aici este momentul întâlnirii cu Domnul? Eu, ca tată, sunt chemat ca în familia mea să creez un climat spiritual pentru copiii mei și mai mult să-i convoc la părtășie. Copiii mei învață de acasă cum este în adunare. Învață de acasă când împreună luăm harfele și cântăm cântările lui Dumnezeu. Nu le știu. Dar le învață. Că de undeva trebuie să le învețe. Și de unde le învață? Păi de la școala duminicală. N-are cum școala duminicală în două ore, pe duminică, dacă vii atunci la adunare, să-ți învețe copilul ce n-a învățat-o copilul în atâtea ore cât a fost cu tine în casă. Eu sunt chemat ca și tată să învăț copiii mei. Nu școala creștină învață copiii mei. Ne bucurăm de un proiect binecuvântat, laudă Domnului. Dar eu n-aștept ca profesorii de la școală să învețe pe copiii mei despre Avram, Isaac și Iacov. Eu sunt responsabil să învăț aceste lucruri. Ba mai mult, eu sunt chemat să torn în inima lor frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Psalmul 78, ce am auzit, ce am, ce -am văzut, ce ne-au învățat părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor și de neamul de oameni care vine după ei. Și uite că se naște o generație care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Din cauza faptului, dragii mei, că noi nu creăm un climat al spiritualității în casă. E necesar să venim la biserică. Dar dacă vrem să-i ajutăm să rămână lângă Dumnezeu, noi suntem cei care suntem chemați să creăm acel climat al spiritualității, să investim spiritual în viața lor, să învățăm din Biblie. Și asta înseamnă că trebuie să știi tu din Biblie ca să înveți din Biblie. Dacă tu, ca mamă, ca tată, nu știi cine e Avram, Isaac și Iacov. Nu și dacă Ștefan e în Noul sau în Vechiul Testament. Nu-l cunoști prin care carte apare Moise ăla din Biblie. E mare problemă. De aceea, noi suntem chemați să fim cei care să-i ducem la Domnul Isus Hristos, Doamne ajută la aceasta. Asta înseamnă, dragii mei, spiritualitate. Ei, mai apare un al patrule element care ar putea să oprească copiii noștri să vină la Domnul Isus Hristos, și anume ar fi aspectul de a-i priva, prin exemplu, unei vieți confuze. Viața noastră, care o trăim, practic, arată ori pe Dumnezeu, ori pe celălalt, inevitabil ori cu Dumnezeu, ori fără Dumnezeu. Și vreau să vă spun că noi suntem chemați să fim cei care să creăm un exemplu pentru copiii noștri. E adevărat ce am spus până acum. Să ne chemați să învățăm cântări, versete, să citim din Biblie cu ei. Toate astea sunt necesare. Dar dacă exemplul care eu ca tatăl dau nu reiese din ceea ce am învățat, vreau să vă spun că toate aceste învățături dispar peste noapte. Observați fesen capitolul 6, cu versetul 4. Spune Apostolul Pavel, după ce ne prezintă că copiii sunt chemați să asculte de părinții lor, apoi ne spune astfel, și voi părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Haideți să vă pun o întrebare. Cum vi se pare să vină copilul tău la biserică marțiara? să cânte în adunare, să fie implicat, să vină cu Biblia, să ia notițe la predică, dar tu ca tată, marți, joi, vineri, alte părtăși, nu ești prezent. Hai poate vii duminică măcar la unul din programe. Cum vi se pare, dragii mei, când tu îi spui, mă, du-te la biserică, e foarte bine, dacă e bine, tu de ce nu vii la biserică? Dacă e necesar să citim, tu de ce nu citești din Biblie? Dacă această cântare duce pe Dumnezeu, cum zic frații la Amvon, noi în casă de ce nu cântăm împreună? Cântă youtube toată ziua, bine că-l avem, dar noi suntem chemați să lăudăm pe Dumnezeu. Ei, dragii mei, asta înseamnă că dacă exemplul meu este unul confuz, în mintea copilor mei se va crea o mare confuzie și ei pierd elementul stabilității. Oare chiar este sau nu este. Copilul tău va crede în Dumnezeu în măsura în care tu crezi în Dumnezeu. Dacă tu ai probleme vis-a-vis -vis de convingerile tale, dacă chiar este sau nu este Dumnezeu, ascultă-mă bine. Copiii tăi vor avea exact aceleași frământări, pentru că tu ești cel ce creează tonul în casă. Și acum mă reîntorc. Am vrea toți o biserică puternică, stabilă, tare, care să iubească pe Domnul, care să meargă către veșnicie, cu pocăința și sfințirea în frunte. Doamne ajută la aceasta! Dar dacă tu ca mamă îți înveți fata să fie o divă, vreau să spun, îți subminezi singură lucrarea familiei tale. Dacă tu ca mamă îți învați, înveți fata să fie o divă, să umble într-un mod provocator, să se poarte necorespunzător, că nu contează ce zic ea la biserică, la biserică ne conformăm să nu se ia de noi, dar încolo afară trăim cu vrem, se creează o confuzie mare în mintea acestui copil. Dacă tu ca tată vrei să fie copilul caratist, Bă, dacă se ia cineva de tine, dă-i în freză. În că ești tare, nu ești tu slab. La biserică sunt toți pocăiți, să răbdăm, întoarcem obrazul, dar afară întoarcă alții obrazul dacă e nevoie. Dacă eu asta îl învăț pe copilul meu, în mintea lui se creează o mare confuzie. Pentru că ceea ce scrie în Biblie, ceea ce se predică în biserică, ceea ce ni se spune per total, nu coincide cu viața care noi o trăim. De aceea, exemplu meu trăit în casă, dacă nu este corespunzător vis-a-vis -vis de ceea ce scrie aici, e o mare problemă și creează o mare confuzie. Dragii mei, de fapt ne întoarcem înapoi la esență. Noi suntem creștini. Noi nu practicăm creștinismul. De aceea ne place să ne luăm de alte denominații. Îi creștini de pași de Crăciun. Dar noi ce suntem când predicăm una și facem alta? Noi ce suntem când spunem că noi credem ce scrie aici, dar trăim precum nu scrie aici? Dacă cu adevărat îl credem pe Dumnezeu, să trăim cum vrea Dumnezeu, Doamne ajută! Și asta înseamnă o consecvență în viața mea de pocăință. Dacă cu adevărat cred că Dumnezeu este, atunci, dragii mei, Dumnezeu este și eu mă comport ca tare. Asta înseamnă că viața mea se conformează standardului lui Dumnezeu. Alminter, opresc pe copiii mei să vină la Isus. Și -i bine că îi primim, slavă Domnului. E bine că îi ducem la biserică, slavă Domnului. E bine că și acasă mai face câte o rugăciune, slavă Domnului. Măcar la masă când mâncăm. Dar dacă exemplul nostru nu-i trăit, dragii mei, dacă ei prin noi nu-l văd pe Hristos. Asta e o mare problemă. De aceea mă reîntorc. Noi nu practicăm o religie. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nu să practice stilul de copil de Dumnezeu. De aceea, identitatea mea de creștin este, cum zicem noi în engleză, hardwired. Este înscrisă în cine sunt eu. Când a intrat Duhul Sfânt în mine, esența vieții mele s-a schimbat. Din ziua aceea am devenit un alt om. Eu nu practic o religie. Eu sunt copil al Dumnezeu. Al minter, da, devii un fel de creștin practicant, neopracticant, chicios, care practici una, predice alta și face altele. Și atunci copiii te devin confuși. Și ascultați-mă, când copiii n-ajung la Isus, Isus se mânie. Pentru ce opriți copiii să vină? Lăsați copilașii să vină la mine și noi opriți. Și se pune o întrebare, de ce? De ce e așa o mare problemă? Și îngăduiți-mă acum în încheiere să vă spun de ce. Pentru că în Proverbe 22, ne spune un cuvânt cu versetul 6. Un cuvânt care noi îl recităm din memorie întotdeauna greșit. Că noi spunem așa, învață pe copil cât îi mic. Dar nu scrie asta. Scrie Biblia așa, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Și când va îmbătrâni, când va crește mare, nu se va bate de la ea. Acum ascultați-mă foarte bine. De ce se mânie Domnul într-un mod aparte când copiii sunt opriți să vină la el? Pentru că tu ca om de 30, 40, 50, 79 de ani îți faci deciziile tale și ți le asumi. Îi treaba ta. Nu-L vrei pe Dumnezeu, nu vrei pocăința, vrei petreceri, vrei băutură, vrei curvie, vrei droguri, vrei dans, vrei toate acestea. Treaba ta, îți aparțin deciziile. În fața Domnului vei da socoteală, dar îți aparține decizia. E decizia ta și tu ești responsabil. Dar aceste suflete mici care intră în familiile noastre, aș zice acum un cuvânt care nu face sens teologic, sunt nevinovate. Nu în sensul că n-au păcat, în sensul că aceste suflete n-au cum să decidă. Că al meu copil se culcă când zic eu, mănâncă ce zic eu, citește ce zic eu. Și dacă eu mă interpun să-l opresc, i-am blocat șansa de a se întâlni cu Dumnezeu în cei mai prețioși ani vieții sale. Și apoi când crește mare, când va trebui Dumnezeu prin alți slujitori să-L culeagă de pe stradă, de la droguri și la alte căderi, eu sunt cel vinovat care în anii aceia buni l-am blocat să nu-L vadă pe Dumnezeu. Dragii mei, de aceea se mânie Iisus când oprim copiii să vină la El că tu nu vrei să vii la adunare, că ai trăit pocăința în România, că te-ai pocăit, te ai primit botez cu Duhul Sfânt, te-ai răcit acum, îmi pare rău, eu te rog, pocăiește de astăzi. Dar dacă nu vrei, treaba ta, alegerea ta, dar acel suflet nevinovat din casa ta merită are dreptul la șansa aceasta să audă despre Isus Hristos. Acel suflet din casa ta are dreptul de om să învețe că există un Creator. Acel suflet din casa ta are dreptul să cunoască că Isus Hristos este Domnul. Și de aceea, dragii mei, Isus se mânie când copiii sunt opriți să vină la El. Sunt cei mai ușor de modelat în anii aceia. Trist este că unii spun, ce să-mi indoctrineze biserica, să-mi învețe păstorul, să-mi învețe cu tare așa fanatismul lui? Nu-i problemă. Lasă-ți învețe ceilalți. Du-l afară. Ți-l vor indoctrina alții, că ascultați-mă bine, oricum cineva îl modelează. Oricum, cineva scrie în inima lui cu cerneala nevăzută. Oricum, cineva pe sufletul lui își pune amprenta. Și dacă nu-i cine este bun, vor fi alții care stau la rând gata cu pledoarie doar să le dai copilul pe mână. Și mai apoi te vei trezi într-o zi spunând, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu copilul meu? Dar au crescut în casă cu noi, dar au fost cu noi împreună. Uitând că tu ai un nivel de maturitate care în anii de viață i-ai primit. Ca să nu mai zic că atunci când erai tu micuț, te-au învățat părinții să mergi la adunare. Gândiți-vă bine, dragii mei, frați și surori, la bunicii și părinții dumneavoastră. Acum vorbesc despre generația părinților noștri. Eu sunt încă tânăr. Dar mă gândesc la dumneavoastră, generația 40-50 de ani. Gândiți-vă la părinții și bunicii dumneavoastră. Era lege, nu era discuție că să nu mergi. Merge la biserică. Duminica era zi de post. Nu conta că erai copil, că erai mare. Era zi de post. S-a învățat de acasă aceste principii. Și te-ai bucurat de faptul că Duhul Sfânt te-a învățat, te-a ajutat, te-a educat, te-a crescut și ai ajuns la o vârstă frumoasă prin acele experiențe cu Dumnezeu. Ca acum la un nivel de maturitate ca o mare, îți permiți de decizi tu cum vrei, îți aparține decizia. Dar eu mă întreb, oare copiii tăi n-au dreptul la ce ai avut și tu când erai tu mic? Oare copiii tăi n-au dreptul la o educație creștinească, la a-L întâlni pe Dumnezeu, la a învăța despre Domnul? Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, spunea Domnul Iisus. Iisus se mânie, dragii mei, când oprim copiii să vină la El. Mi-aș dori în această seară ca și familii să ne evaluăm, să ne rugăm atent și să ne gândim, oare comportamentul nostru, practica din familie, ceea ce învățăm, ceea ce am vorbit cu ei, felul în care ne comportăm, tabieturile vieții noastre i-au adus către Domnul Său îndepărtat de Dumnezeu. Și dacă observăm că în familiile noastre au apărut probleme și situații neplăcute, hai să ne pocăim în această seară. Hai să fie anul 2024, anul în care copiii noștri vor vedea pe Isus Hristos prin noi. Anul în care Isus să lucreze în familiile noastre, anul în care copiii noștri să crească pentru Dumnezeu și anul în care biserica aceasta să trăiască cu adevărat Sfânta Pocăință. Amin!